A fost alertă în sectorul 6. O mamă și fiica ei au fost la un pas de moarte după ce mașina în care se aflau s-a prăbușit într-o groapă apărută chiar lângă o grădiniță. Șoseaua s-a surpat în momentul în care o mașină de gunoi a intrat pe strada respectivă pentru a strânge deșeurile. Raluca Mândoiu este acolo și vine cu toate informațiile. Raluca, cum explică autoritățile incidentul acesta extrem de grav? Bun găsit! Din primele verificări făcute, reiese că surparea a avut loc din cauza unei infiltrări de apă. De altfel, reprezentanții companiei de apă au venit în zona, au făcut verificări și au stabilit că nu există rețele de alimentare cu apă pe această proprietate, pentru că vorbim de o proprietate privată. În schimb, spun că totul s-ar fi întâmplat din cauza unui canal colector de canalizare, în condițiile în care pe acest teren a funcționat până în anii 90 o fabrică de țigarete. Mai mult decât atât, s-ar fi constatat și o infiltrare de apă, dar nu se știe sursa. Acest lucru urmează să fie stabilit ulterior, iar în paralel cu verificările făcute de autorități și procurorii de la parchetul de pe lângă judecătoria sectorului 6 au deschis un dosar penal de vătămare corporală din culpă. Femeia care deține autoturismul, care a căzut în groapă, și copilul acesteia în vârstă de 5 ani au suferit din fericire doar leziuni ușoare, au primit îngrijiri medicale la fața locului și au refuzat să fie transportați la spital. De asemenea, șoferul mașinii de gunoi, care de asemenea a fost la un punct de a ajunge în aceeași groapă și acesta este bine, în afara oricărui pericol, a reușit să se autoevacueze. Sunt așadar cercetări în acest caz pentru a se stabili cum s-a întâmplat acest incident cu exactitate, cu atât mai mult cu cât în această curte se află și o școală și o grădiniță, însă terenul unde a avut loc surparea aparține unei firme private, dar ne spuneau angajații din zonă că pe aici se face accesul părinților și al elevilor, astfel că ar fi putut evident să fie puși în pericol.